României și mă bucur foarte tare că am ajuns aici. Cu siguranță sunt emoții, dar abia aștept să ajung acolo, să iubă pe toți, să conturez alături de ceilalți copii din alte țări. Mi-am propus să iau o medalie la sote, ori de aur, argint sau bronz. Proba preferată este 400 mixt. De obicei, înainte de probă, îmi fac o cruce și îmi propun să dau tot ce pot. Îmi doresc foarte mult să întâlnesc pe Katinka Horsu, pe Caleb Dressel, pe și mai mulți. Este pe Katinka Horsu, pentru că și ea nată 400 mixt ca mine. Și sper că într-o zi o să pot să o cunosc, să iau medalii la Jocurile Olimpice. La care o să ajung, dacă nu în Paris, cele de din 2028. Cel mai mult mă susțin mama și antrenarea. Da, mereu vă se sprijin în ele și mereu mă ajută să trec peste orice. Am făcut foarte multe sporturi înainte să fac mult. Am făcut de aikido, gimnastică, gimnastică artistică, balet, street dance, o grămadă. Cu siguranță este o presiune, dar nu trebuie să o privești ca pe o presiune, trebuie să o privești ca pe o susținere. O să fie minunat, o să întâlnesc persoane noi și o să vorbim și o să ne împrietenim și abia aștept. Sper că o să pot și mi-ar plăcea să văd 200 figure. Foarte mult îmi doresc să văd 200 figure. Să aveți încredere în voi dacă practicați un sport, să vă țineți de treabă, să vă urmați visul. O medalie la Jocurile Olimpice. Ca să ajungi departe trebuie foarte multă muncă și trebuie să fii consecvent, să-ți dorești cu adevărat și să-ți urmezi visul. Nu știu dacă să spun că este greu, dar cu siguranță este challenging, așa, pentru că odată ce ai rezultate trebuie să te menții, să faci din ce în ce mai bine.